Pentru prima dată în ultimii 26 de ani, Parlamentul României modifică regulamentul ca să-l pună în concordanță cu softul. Nu să pună în concordanță softul cu regulamentul. O chestie inedită, nu? Cine este responsabil de această chestiune? O să aflăm într-o zi. Dar precedentul l-am creat astăzi. Asta înseamnă că dacă dumneavoastră mâine, la 1 ianuarie 2017, modificați regulamentul, softul nu este capabil să facă ceea ce doriți dumneavoastră. De aceea, în ultimele luni, ați observat că s-a întâmplat ce s-a întâmplat.